Cum arată o relație complicată între un om și un câine? Așa cum arată relația dintre mine și Rona. De ce zic că e complicată? Pentru că ei este frică de mine, nu are încredere și nu o să aibă niciodată. Cel mai probabil e o problemă de genetică, dar în același timp reușesc cu chiu cu vai să-i pun lesa, recompense, și anume cașcaval, primește de la mine din mână, că mă tot întreabă lumea ce fel de cașcaval. Cașcaval normal, nu e ceva cașcaval special. Hai, Runa. Și o tărăgăneam așa, începem să mergem la pas, mai un șez, mai o bomboană, o vorbă dulce, sperăm că lucrurile se vor îndrepta. Hai să vedeți că ce face Ronan. De ce fac acest video? Pentru că am spus că o să mai postez, întrucât relația noastră de la început a fost cu năbădăi. Rona, pas! Da. Chiar sunt curios și o să încerc și cu ea. Rona, șezi. O să încerc și cu ea să fac culcat. Încerc. S-ar putea să stăm aici 5 minute și să nu iasă nimic. Culcat. Șezi. Depus mâna pe ea, n-am cum să pun, pentru că se va speria cu siguranță. Nici măcar la ochi nu pot să o curăț. Culcat. Bravo, Rona. Hai, întinde-ți piciorușele. Și dacă se vede poziția urechilor și ea se așteaptă să pun mâna pe ea și stă tot timpul în gardă. Nu știu dacă ați văzut o mică, mică ezitare în momentul în care am atins-o. Și asta e o zonă periculoasă, pentru că de aici se poate întoarce direct către fața mea. Hai aici, Rona, hai. Vedem. Așa, bravo. Șezi. Bravo, fetiță. Hai să mai încercăm. Culcat. Poziția picioarelor din față spune destul de multe, adică stătea cumva pregătită să poată să reacționeze indiferent de situație, de spaimă, de agresivitate. Hai, culcat. Bravo. Uitați, doar când mișc lesa, deja se schimbă poziția urechilor, vedeți? Și se uită să vadă ce se întâmplă, cum se întâmplă. Hai că poate încet, încet reușim și avem încredere și putem pune mâna măcar să mângâiem. Cel puțin asta e dorința mea, că odată ce pot mângâia, deja înseamnă că Rona are încredere în mine. Și în momentul în care are încredere în mine, pot lucra. Unii câini e mai greu, cu alții e mai ușor. Dar eu nu sunt bucuros, pentru că la cum a venit și cum a reacționat, evoluția e una chiar foarte bună. Așa e, gălușcă? Da. De tine e vorba, cu ochii tăi albaștri. Niște ochi albaștri pătrunzători. Hai să iau telefonul să vedem dacă se vede. Bănesc că ați văzut cât de frumoși sunt ochii. Ne vedem în video următor. Zile și tu, Rona.